Vreau să pe teren pe care urmează să-l exproprie. Atenție, n-are municipiu nu mai avem constant. Teren. Deci de unde 40 de hectare toate în același loc ca să facem un parc? Ce se mai aude cu puzzle-ul marilor bulevarde? Este un proiect, știm, foarte important și pe lângă faptul că ar stabili reglementările, niște reglementări să nu se mai construiască haotic, ar descongestiona și traficul, știm că e un studiu de circulație la care se lucrează sau s-a lucrat. Am înțeles că este blocat, s-a făcut prima etapă, a doua ar fi blocat cumva din cauza unei virgule la propriu. Acum să informațiile mele sunt altele. Într-adevăr s-au elaborat mai multe etape, sau una, două, s-au predat niște studii, topo, geo, etc. etc. În momentul la care, sau după epuizarea acestor etape, s-a constatat un viciu masiv al procedurii de achiziție a elaborării puzului marilor bulevarde, în sensul că în documentația de achiziție s-ar fi făcut vorbire despre faptul că e vorba de un puz care vizează 2000 de hectare, când el în realitate viza 200 de hectare. Eu știam invers că sunt 200 de hectare și cumva... Păi sunt 200 de hectare, sunt doar 200 de hectare, deci puzul marilor bulevarde nu poate afecta, în opinia mea, mai mult de 200 de hectare. Așa, dar și s-a pus cumva o virgulă unde nu trebuia. S-a pus nicio virgulă sau se pare că viciul a fost dorit sau urmărit sau ceva de genul ăsta. A, deci a fost intenționată chestia posibil, sau cum posibil. Pentru blocarea proiectului sau posibil, de ce? Că... Posibil, numai că el se regăsește chiar caietul de sarcini și avem problemă majoră din punctul ăsta de vedere, pentru că se poate să fi fost și alți arhitecți, nu? Elaborează puzurile, mă gândesc, interesați să participe la această procedură și care, când au auzit că e vorba de 2000 de hectare pentru o valoare estimată, în procedură foarte mică, să nu fi participat la respectiva licitație pentru că au zis muncesc degeaba la 2000 de hectare. Deci este clar identificat... un alt proiect al fostei administrații care vi se după urma căruia atrageți pănoasele, dar sunt privați care vor să construiască pe terenurile lor și sunt întorși din drum tocmai din acest motiv că încă se lucrează la puzul marilor bulevarde. Ce se va întâmpla? Eu nu știu cine întoarce din drum, pentru că dacă au în modul că sunt informați că se va realiza, se va elabora un puz. Dacă au reglementări urbanistice, poate să construiască liniștit și în momentul de față. Nu văd de ce ar aștepta un puz al marilor bulevarde sau ce se așteaptă să le ofere puzul marilor bulevarde mai mult decât le oferă reglementările actuale. Deci nu poate fi o problemă pentru nimeni să construiască. Dacă nu există un puz pe respectivele bulevarde, cu siguranță e reglementat prin PUC. Deci pot construi, nu asta este problema. Problema este că au fost cheltuite niște fonduri publice pe o procedură aparent nelegală. Și ce se va întâmpla? Nu știu ce decizie s-a luat la nivelul arhitectului șef cu privire la acest aspect. Dar știu că au fost cheltuiți niște bani, știu că au fost plătite niște etape și, nu știu, eu personal... nedumerită de valoarea extrem de redusă a acestui proiect. Deci de suma extrem de redusă pe care o plătește municipalitatea pentru un asemenea proiect. Mai mult din perspectiva celui care s-a oferit să elaboreze un asemenea proiect pentru o sumă atât de mică. Este un proiect complex, pe o suprafață consistentă, adică eu nu mi-aduc aminte suma efectivă pentru care s-a adjudecat, dar eu știu că am inițiat acum 6 puzuri pentru Mamaia, pentru Veteran, unde a fost anulat de Consiliul Local, pentru Griviței, pentru Poarta 3-4, au fost inițiate puzuri. Niciunul dintre ele nu are o valoare estimată mai mică de 600.000 de lei. Deci din cercetarea de piață sau consultarea, nu știu ce s-a făcut, cel mai ieftin dintre ele este puzul de la Poarta 3-4, dacă nu mă înșel, care e 600.000 de lei. Da, asta e valoarea cea mai mică, nu știu pentru care dintre ele. Eu nu mi-explic de ce ar face cineva cu 200.000 de lei, dacă nu mă înșel, puzul marilor bulevarde, în condițiile în care pentru Poarta 3-4 ar trebui să plătim 600.000 de lei. Nu știu, mi se pare o valoare foarte mică. Foarte, foarte mică. Și, mă rog, în general, prețul corespunde calității. Clar. Spuneați de puzuri anulate de Consiliul Local pe Mamaia și în alte zone. Dezvoltați un pic. Pe Mamaia nu cred că s-au sau anulat. Sau Griviței, nu mai știu unde. Nu. S-a anulat puzul din Veterani într-o oarecare proporție, astfel încât să preîntâmpinăm nemulțumirea cetățenilor din zonă care au cumpărat terenuri pentru edificarea de locuințe colective în baza puzului anterior
și s-au trezit ulterior că urmarea noului PUZ aprobat lângă ei urmează să crească locuințe colective cu 8 etaje și mai departe, pentru că nu vrem să prejudicem interesele absolut nimănui, nici măcar ale investitorilor imobiliari. Am dat drumul la un alt PUZ, pe care sper să-l avem într-un an, într-un an jumate, astfel încât în zone precis determinate și fără afectarea celor cu locuințe individuale să poată fi edificate și locuințe colective. Cred că a mai fost anulat un PUZ, din punctul meu de vedere, extrem de agresiv al lui Siviu Media pe Bulevardul Tomis, care a ajuns cumva în proprietatea unui teren de vreo 800 de metri pătrați, pe care vreau să edifice vreo 10 etaje de birouri fără niciun loc de parcare sau cu 10-20 de locuri de parcare, și parcările urmeau să edifice pe un teren proprietatea municipiului Constanța de 1200 de metri pătrați. Atât terenul municipiului Constanța cât și terenul Siviu Media erau spații verzi. Spații verzi, la modul absolut. Și nu știu, au fost anulate mai multe puzuri. Există deja plângeri prealabile ale persoanelor vătămate. Cred că primul anulat e un PUZ pentru un imobil cu 35 de etaje, pe Talus sau ceva de genul ăsta. Cel din zona casei căsătorilor? Nu mai știu. Nu știu. 35 de etaje. În toate situațiile în care am anulat puzuri, avem deja plângeri prealabile, deci beneficiarii puzurilor sau inițiatorii lor urmează să sesizeze instanța ca să verifice legalitatea demersului Consiliului Local de aprobare a anulării puzului. Sunt proiecte inițiate de primar, benefice pentru comunitate din punctul meu de vedere și, mă rog, care fac dovada faptului că încercăm să punem în ordine niște chestii profund, profund vătămătoare pentru municipiul Constanța, care nu știu în ce măsură mai pot fi îndreptate, cel puțin cele referitoare la urbanism. Eu nu știu cum mai putem da orașului într-un timp scurt, scurt, o altă față decât cea pe care o are. Măcar păi să putem decât să demolăm ce s-a construit ceea ce este absolut imposibil. Deci măcar să preîntâmpinăm ca asemenea fapte să ne petreacă. Dar în Mamaia, că vorbim de Constanța și cum arată Constanța, Mamaia, că practic e... Doamne, eu nu calc prin Mamaia. Deci eu de 5 ani de zile n-am mai călcat prin Mamaia pentru că nu mai corespunde imaginii pe care eu am avut-o despre Mamaia. Ce înseamnă? Păi nu știu, așa cum mi-aduc eu aminte, Mamaia era verde, cu spații largi, respirai aer curat, te plimbai, ți era bine. Nu, deci cred că ultima oară am trecut acum 5 ani, când din păcate am trecut la momentul la care un investitor imobiliar de pe la malul lacului Siuduiol tăia vreo 10 pomi ca să accea de la teren să se poată apuca de construcție. Era suficient dacă tăia 2, credeți-mă, intrau și camioanele, intrau și tot, dar tăia 10 cu sete și de atunci n-am mai călcat prin mâna. Cum s-au tăiat și în Constanța, știm, pe Lăpușanul, da, și noi am tăiat în ultima perioadă pentru că sunt uscați. Deci rog pe toată lumea să fie extrem de calmă din această perspectivă când văd că se taie pomi, inclusiv în parcul Tăbăcăriei. Deci am tăiat pomi pentru că erau uscați și promit că se înlocuiesc. Deci dincolo de orice îndoială, toți pomii care au fost tăiați se înlocuiesc. N-am înțeles.